Ei, salutare, fraților! Ieri am rămas fără conexiune la internet, nu știu ce s-a întâmplat. Routerul care l-aveam cu... nu mai aveam internet pe router și practic n-am mai putut să fac niciun direct. Am făcut ceva clipuri să le postez după. Acum mă aflu în capitala, în capitala muntelui Athos. Să faceți o idee, este ca și punctul de referință unde ajung materialele lor de construcție pentru Sfinții Părinți aici de muntele Athos. Coletele, piese de schimb pentru mașini și toate cele. Deci e capitala muntelui Athos, e ca și referință să poată să-și primească marfă și toate cele pentru o provizionare mai bine zis. Și chiar aici la intrare e un magazin, se vinde cam de toate și cele lumești, începând de la alcool, țigări, etc. Băieții din grupurile, din pelerini din grupurile unde mă aflu și eu, chiar au oprit și au făcut aproape de 3-4 pachete de fiecare de țigări. În fine, câte o bere, câte una alta și avem o pauză de vreo 40 de minute maxim și după aia continuăm la Mănăstirea Vadopet. Salut, Dan! Uite, chiar bine. Sunt aici în muntele Athos și să vedem, abia aștept să vizitez cât mai multe mănăstiri. Să faceți o idee, acolo sus se află un schit. Aseară am urcat la schitul Atonit al părintelui Vlad Pimen și părintele teolog. Din păcate, părintele Pimen a fost plecat prin țară să vorbească la lume, etc. Pentru că omul e un mare teolog și atunci e clar că oamenii au nevoie de el. Dar în schimb ne-a primit părintele teologul, am stat de vorbă cu dânsul până pe la vreo 10:30, 11, nu am mai putut să fac clipuri. Aparte nu vrea să fie filmat pentru că au și ei un canal de YouTube de unde scot ceva profit pentru a construi și a termina construcția care s-a procurat acolo. Și atunci nu a lăsat să facem clipuri. Am postat ceva însă cu urcarea la schitul lor și chiar a fost ok. S-a vorbit foarte mult, au fost foarte multe întrebări, bineînțeles. Întrebările au fost cele lumești. Lumea, au fost foarte multe cazuri unde s-a întrebat de depresie, cum se poate trada depresia prin rugăciune. Foarte multe lucruri. S-a întrebat foarte multe lucruri. Cum pot să postez, cum foarte multe. Oricum o să fac câteva clipuri după, în viitoarele săptămâni. Și o să postez câte un clip pe fiecare zi. Să vedeți cum au decurs lucrurile acolo. Bine, dacă timpul îmi permite. Să faceți o idee acolo. Mai sunt schituri, pusnici. Vârful acela care îl vedeți în spate e vârful Aton, la o înălțime de 2030 de metri. Și sper din toată inima pe data de 19 august, dacă Dumnezeu permite, să urc acolo. Și cam așa. O să las clipul postat.
și dacă o să am internet, o să fac un live și de la mănăstirea Vatopedu. Și cei care doriți, vă repet încă o dată, puteți să vă lăsați, am un clip special pentru așa ceva, puteți să vă lăsați numele să fiți pomeniți în seara asta la rugăciune. Deci aici este capitala Muntelui Athos. Să vă faceți o idee, este un punct de referință unde le ajunge materialele de construcții, colete și toate cele. Aici este un bar, un magazin unde poți să găsești de mâncare, singurul în tot Muntele Athos, unde poți să găsești cele lumești, țigări, băutură, alcool, bere, toate. Înțelegi? Și acolo în spate se află unul dintre persoanele din grupul care sunt eu. E un tip, se numește WhatsApp, nu știu, majoritatea cred că îl cunoașteți. Și mai sunt ceva vedete care se află în grup, dar din păcate nu vor să apară în clipurile care le postez eu, dar nici nu permite nici la alții. Nu sunt persoane retrase, vorbim tot timpul, comunicăm, dar când vine vorba de video, nu vor, pentru că spun ei că le afectează imaginea în mass media, că îi așteaptă pe urmă pe la vamă. În fine, răceară interviuri și toate celelalte. Și cam așa. Azi grupul, azi ghidul a decis să închirieze un autocar, un microbuz pentru grupul unde mă aflu eu. De fapt are câteva microbuze închiriate, o să fie pădurată la toată ziua, o să vizităm mai multe locuri și ultima unde o să ne cazăm o să fie Vatopet, cred. Și de acolo o să fac un clip mai mare. Este managerul lui WhatsApp. Haideți să vedem în spate, un tip de treabă, super de treabă, fiecare a venit să-și rezolve problemele spirituale. Cam asta. Ia uitați-vă, aici are și un par de pompier. Să vă faceți o idee, astea sunt toate mașinile de pompier la tot Muntele Athos, care e așa, una, două, trei, patru, cinci, vreo șase, să mai pui că sunt câteva pe teren. Hai să punem vreo 10. Material de construcții. Și cam asta e. Și mulți întrebau ieri în comentarii cum e treaba, cum stă treaba cu mâncarea aici, adică se servește o masă pe zi și de dimineață îți dă un mic dejun, dacă l-a pus și pe ăla. Și depinde, dacă ești în perioadă de post, mănânci numai de post, dacă ești în perioadă când nu e post, atunci au fructe de mar, fructe de mare, pește. Și cam asta. Eu, da, știam, mi-am luat ceva mâncare la mine, gen biscuiți, sticks-uri, chestii de-astea. În schimb, un tip din București, ăla, da, a avut mai multă mâncare. A auzit de la un unghi de-a lui că, vezi, doamne, nu găsești mâncare și atunci eu m-a luat conserve, a luat mai multe. Și chiar, pot să zic că ne-a dat la toți câte ceva. Și să vedem azi, dar azi a spus ghidul că cât mai pe seară sau când poate ne aduce înapoi aici la în capitala Muntelui Athos să ne luăm ceva de mâncare de aici de la magazinul ăsta mixt. Nu au restaurante, cafenele, etc. Aici nu există așa ceva. În munte nu se servește cafea. Trebuie să vii cu cafea de acasă. Dacă fumezi, trebuie să treci undeva departe să fumezi.
Oricum, clipul ăsta o să-l las aici postat, pentru că la câte clipuri am făcut numai memorie pe... numai memorie în telefon și atunci trebuie să fac mai multe live-uri. Astea sunt mașinile care funcționează pe aici. Dar necesită foarte multă mentenanță datorită drumului, îți dai seama, un drum de ăsta de țară cu grob de munte. Și cineva spunea, dacă zice Gigi Becali, nu știu de câți ani vine aici în Muntele Atos și că dacă ar vrea putea repara tot, dar nu are niciun interes, că dacă ar repara atunci cu siguranță ar veni lumea mult mai comod, ar veni cu mașini și atunci nu se mai face voia lui Dumnezeu, vin cu alte gânduri, cu alte chestii. Da, bun. Frate, mi-o văd că ești atent aici. Te interesează și cu siguranță o să-ți povestesc când ajung acasă, o să povestesc cum este și poate să faci și tu, spui și tu un cap. Peste un an, 2, 3, când vrei, facem rezervare și venim împreună. Să vezi tu cât de frumos e. Hai, la revedere, vă pup și toate cele.